Hello tuturor! Astăzi voi face un cel mai frumos haul cu produse creștine de pe un site creștin nemțesc. Sunt mai multe site-uri, dar eu l-am ales pe acesta. Și hai să fac unboxing, să-l desfac. Aici e un poster, cred că sunt vreo 3, de fapt 3 am comandat vară după aceea. Întâi cele mici, să începem cu cele mai micuțe. Uitați așa, o plasă din bumbac pe care scrie Jesus ripped alle Kinder der Welt. Ah, dar nu știam că e așa de mică. Foarte fain. Așa arată. Lăsuță, e faină din bumbac. Am luat așa două. Și a treia este una mai mare pe care scrie, na, nu era neapărat versete, dar totuși scrie despre Glaube, Gnade, Vater, Vertrauen și mai multe, în mai multe limbi. Tot din bumbac. Păcat că nu era pe versete biblice, că vreau să fie verset biblic, dar nu am văzut, sau era cumpărat, nu mai erau. Și o Biblie, Meine kleine Kinderbibel, o Biblie pentru copii, foarte important. Hai să o și desfacem, să vedem câteva imagini. Foarte fain, ilustrată pentru restul copiilor, pentru că așa le mai drag să citească, să asculte. Când se uită într-o carte și și imagini. Deci așa ați văzut câte pagini are, de la 3 ani este această carte. Meine kleine Kinderbibel. Eine liebevoll gestaltete Vorlesebibel mit den wichtigsten Geschichten des Alten und Neuen Testaments in einer für Kinder leicht verständlichen Sprache. Die schönen Illustrationen umrahmen und veranschaulichen das Erzählte. Diese Bibel eignet sich besonders gut zum Vorlesen. Deci la vârsta de 3 ani. Foarte faină. Iar aici este un prosop pe care e un verset biblic de la Der Herr ist mein Hirte, Domnul este păstorul meu, de la Psalmul 23. Îl pui în apă și se desface. E material din 100% bambole, din bumbac, 30x30 cm. Se pune în apă caldă, fără pachetul ăsta, deci trebuie desfoliat și pus. Și apoi își revine el, e foarte fain. Așa, așa erau două. Aici este chitanța ce trebuie să plătesc. A, deci trei am comandat, trei. Și hai să vedem. Aici am calendare pentru citit versete biblice zilnic. Am luat două așa, care le rupi așa zilnic, iei câte una și citești. Îți citești versetul biblic. Scrii și prețul pe ele, pe toate. Dacă ar ce vă sunt pachetat. Și acesta este iarăși un poster foarte fain. Din Psalmul 18:29. Tu lässt mein Leben sich strahlen. Tu selbst mein Gott. Max mir das Dunkel hell. Foarte fain. Și cam asta a fost totul. Să vă arăt și posterul. De fapt, nu sunt gata, că mai este un produs aici pe care să vi-l arăt. Era să uit pe el, l-am pus de parte. Așa arată un pahar foarte fain din Marcus 9:24. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Foarte fain.
Hai să și desfac, să-l vedeți. E foarte fain să-ți bei ceaiul dimineața sau în orice oră din zi și să citești versete biblice. Să ai un pahar inscripționat, este super, este cel mai frumos lucru. Foarte fain. Hai să vedem și posterele. Deci cum să le scot de aici? Așa, pur și simplu le trag afară. A, doar unul? Doar unul? Parcă mai era unul. A, cred că e dincolo în genul. Deci așa arată, e foarte fain. Din Geneza. Și aici pe cât ești, tu bist ein Gott, der mich sieht. Ești un Dumnezeu care mă vede. Foarte fain, mi-a plăcut culorile acestea. Deci e super. Depus pe perete. Înseamnă că mai trebuie să fie unul aici, în interior. Da, deci erau două. Și acesta, cele 10 porunci în limba germană. Foarte fain. Sper că v-a plăcut acest script și că v-am inspirat și pe voi să faceți niște cadouri foarte faine persoanelor dragi vouă și tuturor oamenilor. Un cadou special, hrană pentru suflet. Cel mai frumos cadou. Vă doresc o zi binecuvântată. Domnul să vă binecuvânteze. Numai bine, pace, sănătate. Pa!